Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru miercuri 12 mai. Haideți să vedem pentru ziua de miercuri 12 mai, zi în care avem conjuncția dintre Marte și Uranus, precum și trigonul dintre Mercur și Saturn, să vedem pentru această zi ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant, dacă ieri am avut doar cărți din suita de aer, de săbi sau de voci, astăzi avem doar cărți din suita de materiale, de monede, de pământ. Toată energia mentală de ieri, astăzi se calmează, încetinește și se împământenește. Hai să vedem cum ne afectează. În primul rând, pe partea de dragoste, avem Muza de materiale sau Regele de monede, o carte foarte frumoasă, foarte pozitivă, care ne vorbește despre o persoană foarte stabilă, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere financiar. Aici, cu regele de monede sau cu muza de materiale, vedem o persoană care a obținut tot ce își dorea în carieră și care acum este pregătit sau pregătită, pentru că acest rege de monede, această muză de materiale, poate să fie un bărbat, poate să fie o femeie, puteți fi voi sau persoana la care vă gândiți, partenerul sau partenera voastră sau o persoană cu care sunteți în discuții. În orice caz, aici e vorba de cineva sigur pe sine, împlinit în carieră, cu o situație materială, financiară foarte bună, foarte stabilă. O persoană care acum e pregătită să treacă la următorul pas, e pregătită să își schimbe atenția din planul carierei în planul personal. Își dorește să obțină și în plan sentimental, emoțional, aceeași împlinire pe care deja a obținut-o în carieră, în afaceri, în finanțele sale. Dar vreau să vă atrag atenția că doar pentru că această persoană vă promite că vrea să fie alături de voi și că vrea să construiască alături de voi în plan emoțional, sentimental, privat, același tip de abundență și de stabilitate pe care a obținut-o deja în planul afacerilor și a carierei, nu înseamnă că acest lucru va fi ușor. Va fi greu ca această persoană să facă această schimbare, această tranziție de la a-și canaliza toată energia, forța și atenția și tot timpul în afaceri, spre a canaliza la fel de mult atenție, energie și timp în viața personală. Pentru că aici, pe sectorul de afaceri, bani și carieră, vedem doiul de monede, doiul de materiale, vedem o ezitare. Aici încă nu s-a atins echilibrul între viața privată și viața profesională, dar această persoană pare dornică să lucreze la acest lucru, să depună efortul necesar în această direcție. Prin urmare, dacă vă doriți o relație serioasă, recomandarea cărților de tarot este să dați o șansă acestei persoane. Dar mare atenție! Dacă vă hotărâți să mergeți mai departe cu această persoană, e important să știți că această relație o să vă dea stabilitatea materială pe care o doriți, dar partea de spontaneitate, de foc și pasiune s-ar putea să lipsească. Partea de conexiune mentală s-ar putea de asemenea să lipsească. Partea de conexiune emoțională, iarăși, s-ar putea să lipsească. De ce? Pentru că aici sunt etalate doar cărți din suita de materiale. Azi toată energia este canalizată în lumea materială, în lumea fizică, în lumea financiară, în lucrurile care vă dau stabilitate. Partea emoțională, mentală și pasională sunt mai puțin reprezentate aici. Prin urmare, gândiți-vă foarte serios dacă sunteți dispuși să sacrificați o parte din pasiunea și conexiunea mentală și emoțională pentru această stabilitate materială sau nu. Nu pot să vă spun care e răspunsul corect, depinde pentru fiecare dintre voi, poate să fie diferit.
Pentru cei care încercați să impresionați un posibil partener sau parteneră sau care vreți să reaprindeți flacăra în relația voastră existentă, aici cu regele de monede se cere de la voi să faceți un gest major cu implicații financiare mari. Adică cumpărați un cadou luxos, scump și așa o să vă impresionați partenerul sau partenera. Pe partea de sănătate avem Regina de Monede, Regina Materialelor, o carte care ne vorbește despre importanța investițiilor în sănătatea noastră. Și aici fiecare dintre voi o să știți deja la ce mă refer. Pentru o parte dintre voi trebuie să investiți mai mult timp în sănătatea voastră. Parte dintre voi trebuie să investiți mai multă atenție în sănătatea voastră. Fiți mai atenți la ce mâncați, cum mâncați, când mâncați, la mediul în care trăiți, la mediul în care lucrați, la lucruri mai mici sau mai mari pe care le puteți ajusta ca să aveți o sănătate mai bună. Și aici poate să fie lucruri mărunte, cum ar fi să vă ajustați mai bine înălțimea scaunului sau înclinația spătarului atunci când stați la birou, astfel încât să aveți o postură mai bună și să nu vă mai doară spatele. Sau poate trebuie să ajustați lucruri mai mari și să renunțați complet la anumite alimente sau obiceiuri care vă dăunează. Și pentru o parte dintre voi, aici va trebui să investiți mai mulți bani în sănătatea voastră. Dacă nu v-ați făcut de mult timp analize, ce mai așteptați? Mergeți la medicul de familie, cereți o trimitere, mergeți să vă faceți analizele. Dacă nu ați mai fost de mult la un control medical, iarăși ce mai așteptați? Aici Regina de Materiale vă explică clar că toți banii, tot timpul, tot efortul pe care îl depuneți acum pentru sănătatea voastră este astfel încât pe viitor să nu vă coste mai mult lucrurile pe care acum le amânați și nu vreți să le faceți. Prin urmare, orice ban, orice clipă, orice lucru pe care acum îl faceți pentru sănătatea voastră, îl faceți ca pe viitor să nu vă coste mai mult. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici Doiul de Materiale, Doiul de Monede, o carte care ne vorbește despre importanța găsirii unui echilibru, dar și despre un moment de ezitare. E posibil ca astăzi, miercuri, pe 12 mai, să ezitați între două oferte, între două joburi, între două proiecte, între doi clienți, între doi furnizori, între viața privată și viața profesională, între doi șefi, între două firme, între două companii. Aici e un moment de ezitare, un moment în care nu știți ce să faceți, vreți să împăcați și capra și varza, dar am impresia că nu e posibil. Pentru o parte dintre voi nu va fi posibil să împăcați și capra și varza și dacă voi insistați să fiți pe poziția aceasta de neutralitate, dar la mijloc între ciocan și nicovală, riscați să o luați pe cocoașă rău de tot. Riscați să fiți voi puși calul de bătaie și să trebuiască să trageți foarte tare pentru că nu știți să spuneți nu la momentul potrivit. Pentru o parte dintre voi, astăzi lecția importantă pe care trebuie să o învățați în carieră, la locul de muncă, este să impuneți limite și să nu vă luați asupra voastră, să nu vă împovărați cu mai mult decât puteți duce. Iar pentru cei care ezitați, care nu vreți să faceți o decizie, vă întreb foarte sincer, foarte serios, cât de mult o să mai întoarceți situația asta pe toate părțile. Deja ați analizat-o din toate punctele de vedere, cât de mult sunteți dispuși să mai amânați luarea unei decizii. Cu cât amânați mai mult luarea unei decizii, cu atât vă îngreunați vouă singuri viața. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți Oracol pentru această zi de miercuri, 12 mai. Hai să vedem ce ne rezervă cărțile Oracol. Mesajul suplimentar pentru miercuri 12 mai. Și avem aici 3 cărți care au căzut, hai să le luăm pe rând. În primul rând, sunt aici la momentul potrivit.
Lucrarea pe care o fac asupra mea nu e un obiectiv, ci un proces. Un proces de o viață. Aleg să mă bucur de acest proces. Am întotdeauna libertatea de a alege. Aleg să cred că e ușor de schimbat un gând sau un șablon. E doar un gând, iar un gând poate fi schimbat. Gândurile pe care aleg să le gândesc și să le cred în clipa de față îmi făuresc viitorul. Aceste gânduri îmi modelează experiențele de mâine, săptămâna următoare și anul viitor. Niște mesaje foarte frumoase care vin să completeze această etalare zilnică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!